Îl folosesc și la altele. L-a dezinfectat, sterilizat, curățat, inclusiv apa pe care o beau în fiecare zi. Pentru mine asta e o măsură. Are 750 de mililitri și o beau în fiecare zi. Și îi dăm drum. Haideți să vedeți frumusețe. Ei, imaginați-vă că apa, în timp ce noi vorbim, devine pură. Aerul, mâncarea, alimentele, tot ceea ce tratez cu ajutorul imunocubului meu, devin mult mai curate și mai sănătoase. Am simțit-o, repet, pe pielea mea. Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. În această seară l-avem invitat pe domnul Horațiu Flaviu Baciu, maestru Reiki, raza vindecătoare, așa îl cunoaștem cu toții. Bună seara, Horațiu, mă bucur că suntem împreună. Să rămână, bine te-am regăsit, Olga, și cele bune privitorilor emisiunii Puterile Secrete, îi salut cu drag și trebuie să aduc un cuvânt de mulțumire și recunoștință multora care în urma emisiunii de Sfântul Andrei de data trecută au solicitat cartea mea și au înțeles despre ce este vorba și m-au solicitat să-i ajut în diverse probleme cu care se confruntă, mai ales români de-ai noștri plecați departe, în străinătate, prin tot felul de zări și direcții, oameni cu care am rămas prieteni și pe care îi salut cu drag și îi asigur de toată prietenia și de ajutorul meu în caz că vor mai avea nevoie. Da, românii noștri de peste tot sunt foarte aproape de țară și simt nevoia să interacționeze, simt nevoia unui cuvânt bun, unei încurajări pe care, na, altfel o simți atunci când o primești de la ei tăi. Da, cu ocazia emisiunii, îmi cer scuze, cu ocazia emisiunii de atunci, pentru că m-au solicitat oameni de departe, nu toți privitorii emisiunii Puterile Secrete sunt în Alba Iulia sau în împrejurim, și atunci m-au solicitat oameni din toată țara. Și unii s-au nevoit mult și au venit din Craiova, din Satu Mare, din Baia Mare, din Oradea, Temir, de pe unde, București și așa mai departe, chiar și din Constanța am avut o familie care a venit până la Alba Iulia. Dar cu ocazia aceasta vreau să spun că am încercat să desăvârșesc tehnica razei vindecătoare în a o transmite la distanță și de a obține din ea oricâte beneficii pot, asemănătoare cu cele de la cabinet, când facem în mod direct. Pentru că mi-am dat seama, totuși, este foarte mult pentru foarte mulți oameni să bată atâta drum. Sunt drumuri costisitoare, sunt lungi, legăturile sunt destul de slabe, mi-am dat seama, mai ales pe calea ferată, este ceva dezastru. Așa. Ca să ajungă la Alba Iulia, le ia probabil și 12 ore. Și atunci am preferat să lucrez cu ei de la distanță, chiar dacă am lungit puțin perioada, protocolul de tratament, cu o săptămână, două, trei, cât a fost necesar. Și astfel mi-am dat seama că pot să arunc panglicile energetice din raze vindecătoare. Până în Pennsylvania am avut cel mai departe pacient, să zic așa, prieteni care mi-au solicitat ajutorul și am reușit să fac cu panglicile de aici, din Alba Iulia, până în America și să-i răstorn acolo, să le dau un restart al sistemului nervos, astfel încât să se bucure din nou de energie, de viață, de vitalitate. Da. Este extrem de interesant ceea ce faci și eu am primit niște mesaje legate de la cei care au fost la tine și erau extrem de mulțumiți. În primul rând, mi-au vorbit frumos despre tine, despre calitatea ta umană. Că ai fost cu mare răbdare să-i asculți pe fiecare. Chiar așa au scris, uite, o să caut mesajele să ți le trimit. Un om deosebit de bun. Și zic, uite ce frumos. E impresionat lucrul ăsta. Mulțumesc frumos. Mă laud, acum nu știu fiecare. Da. Hai, da, și ei sunt oameni minunați, pentru că au încredere, în primul rând, au încredere în ei înșiși și în puterea lor de a se vindeca. Puțin ajutor, evident, pe care îl caută, din păcate, prea târziu îl găsesc unde nu s-a găsit ajutorul în sfera medicinei, probabil clasice sau în alte domenii, l-au găsit până la urmă aici. Alții îl găsesc în alte părți. Slavă lui Dumnezeu pentru multe terapii alternative pe care le avem pe pământul acesta și uite, mai tot descoperim zi de zi câte ceva. Da. Hai să ne spui în câteva cuvinte pentru cei care nu au urmărit emisiunile trecute, să ne spui ce este această rază vindecătoare și cum ai ajuns tu la acest concept și cum îl pui în practică.
Da, toată lumea mă întreabă, pentru că este, într-adevăr, este un lucru nou, deși cred că e vechi de când lumea, adică sunt convins de lucrul acesta, dar sub forma aceasta l-am redescoperit, să zic așa, eu. Am fost, probabil, dăruit, nici nu vine să cred, să descoper această formă de a lucra, această tehnică de a lucra cu energia universală într-un alt fel decât, pentru că știu, am învățat destul de multe după aceea, am participat la tot felul de cursuri, în primul rând ca să înțeleg eu ce mi se întâmplă mie. Descoperirea a avut loc în anul 2007. Eram consultant în domeniul calității și siguranței alimentelor. Umblam mult prin fabrici, mă rog, ajutam deci oamenii să... Deci ce faci acum? Nu aveam nicio legătură. Eu... De meserie sunt sociolog și m-am specializat în managementul întreprinderilor. Și am lucrat cu mare drag și spor foarte mulți ani în acest domeniu, mi-a plăcut foarte mult. Dar a venit această chestiune. A trebuit să fac ceva, sau mă rog, așa s-a întâmplat atunci, a fost totul într-o fracțiune de secundă. Soția mea avea niște dureri cumplite de cap, erau migrene, efectiv migrene provocate de o... de un deranj al inervației trigeme, al nervului trigeme. Și era atât de intensă... Durerile de trigeme sunt înfiorătoare. Da, fantastic. Da. Și ba jumătatea stângă de cap, ba jumătatea dreaptă de cap, deja erau atât de profunde și de intense, dar frecvența lor era fantastică. Au început cumva... Dar de la un moment dat erau cam de două ori pe săptămână, de două, trei zile recurență. În circuit, practic. Da. Și nu mai treceau cu niciun fel de analgezice. Lua deja lucruri foarte, foarte complicate și grele pentru corp. Pur și simplu, într-un moment din acela, pentru că lucram împreună și atunci, ca și consultanți, am ridicat o mână spre cer, așa mai mult neînțelegând fenomenul care îi se întâmplă, pentru că nimeni nu găsea. Probabil că sunt, ar fi urmat operații sau temir ce altceva. Dacă nu, așa ar fi trebuit să o ducă mereu. Am ridicat o mână spre tavan, spre cer, cum ar veni, și am zis, eu te vindec acum, nu există să nu fie ceva pe lumea asta, să nu se poată. Și am dus mâna instinctiv așa spre frunte. Și atunci s-a dat în spate așa mult de la biroul la care lucra și mi-a spus că sunt, că are o senzație de mii de ace reci care i-au intrat prin frunte, în interiorul capului. Am crezut că glumește, dar lucrurile așa au stat. Și după aceea am alunecat între ghilimele, să zic așa, într-un fel de transă hipnotică, nici nu știu ce a fost, un fel de, e mult spus revelație, n-are, nu. Un fel de visare mai degrabă, așa, cu ochii deschiși, deși am închis ochii pentru că oareși cum am fost forțat să închid ochii. M-am așezat în fotoliu care era în încăpere în fața biroului și timp de nu știu cât a trecut. Ioana zice că poate că au fost cam 5, 6, 7 minute, în orice caz 10 minute, mie mi se părea o lume, deci a fost ceva fantastic. Momente în care m-am simțit cumva atras într-un fel de, am scris și în carte, este absolut fabulos, într-un fel de sferă gigantică, un fel de lume în care părea că o nișă se deschide special pentru mine, cumva, ca să văd ceva, nu aveam habar ce va fi acolo sau... În fine, și în interiorul acelei sfere gigantice se aflau niște panglici luminoase, așa cumva, aurii, care brăzdau, dar oarecum șerpuind. După aceea am realizat, după ce am încercat să-mi aduc aminte ce am văzut, de fapt erau niște spirale imense, gigantice, din panglici foarte mari, ca niște autostrăzi, dacă vrei, care efectiv brăzdau acea sferă, mi se părea infinită, dar aveam conștiința faptului că se termină la un moment dat, nu știu de ce. Și așezându-mă pe o asemenea stradă, o panglică de genul acesta, m-am topit efectiv. Deci corpul meu nu mai avea niciun fel de rezultat în plan fizic și s-a topit în interiorul panglicii. De acolo au început niște lucruri. Cumva am avut senzația clară că sunt străbătut de
scânteie așa energetice de ceva, dar totul era auriu, era perfect. Și râuri de lumină și mai erau, bineînțeles, foarte multe culori, erau ca un peisaj creat numai din lumină, din culori. Era ca într-o pictură perfectă, nu știu cum să zic, care de fapt o pictură de compoziție de culoare, deci nu altceva, nu figurativă. Și acolo am mai văzut anumite lucruri și mai există o poveste pe care ar vrea să o scriu în carte, la care lucrez acum. Sper din tot sufletul undeva la sfârșitul verii, începutul toamnei, să o termin și să o pot publica până la sfârșitul anului. Pentru că din acele panglici te poți transporta și oricine va putea să facă lucrul acesta dacă învață anumite meditații. Te poți transporta în alte situații de viață universale în care te afli. Este absolut extraordinar. Mă întrebau unii, fac o paranteză, mă întrebau unii cu care am lucrat în perioada aceasta. Și sigur, lucrăm și tehnică, dar și povestim foarte mult. Oamenii spun cam toate problemele cu care se confruntă. Mă întrebau cei care sunt pasionați de meditație. Mă întrebau, n-aș putea să fac meditația Krenima, pentru că așa am denumit meditația pentru atragerea razelor vindecătoare. Și mă întrebau dacă n-ar putea folosi meditația Krenima, nu neapărat pentru vindecare, pentru relaxare, pentru a pune mâinile pe corp înspre a-și echilibra una sau alta, ci pentru a intra în niște stări de conștiință oareșcum modificate, pentru a vedea anumite lucruri despre viața lor, care a trecut, care va veni, mă rog, și așa mai departe. Spun sincer, eu nu sunt un fan al acestor chestiuni, adică nu mă interesează în mod necesar să văd anumite lucruri care vor fi sau ce a fost. Sunt un om destul de ancorat în prezent și mi-am canalizat eforturile și energia în sectorul acesta al terapiilor alternative. Dar este o chestiune, am citit, știu, am meditat și eu. Și da, se poate. Le-am spus cum cred eu că ar trebui făcut după ce se termină meditația Krenima și au reușit. Deci se poate intra în acele panglici și te topești efectiv ca și conștiință. Încât ajungi să vezi, probabil că este ca și în alte meditații de regresie temporală sau de prospecțiune în viitor, dar aceasta este oareșcum simplă. Odată topit ca și conștiință în panglicile respective, oamenii încep să își vadă sau să simtă într-un fel stări pe care le-au avut și să și le vindece astfel, adică să mai treacă o dată prin ele, dar ca observatori, fără a fi implicați emoțional. Sau să-și propună anumite pozitivități de viață, ca să zic așa, pentru viitorul lor. Adică meditații ghidate special pentru a se topesc în panglică și își propun pentru viitor sănătate optimă, eu știu, echilibru emoțional, prosperitate, fericire, relații bune. Deci aș vrea să te întreb din experiența pe care o am, știu că pentru aceste călătorii astrale ar trebui să fii pregătit. Pentru că nu întotdeauna vezi ceea ce îți dorești. Și eu spun la fel și le spun tuturor, de fapt tuturor le spun când mă întreabă dacă se poate folosi și treaba asta. Da, tehnic da, însă trebuie să fii pregătit într-adevăr, pentru că adică trebuie să ai un echilibru foarte clar în viața aceasta. S-ar putea să te întâlnești cu fricile tale cele mai mari. Asta este. Și să nu fii pregătit, să nu poți să le duci. Da. Să te întorci cu un bagaj pe care să nu-l poți duce. În loc exact. Să te întorci. Da. Să știi cum să dizolvi anumite imagini sau stări care îți apar de acolo. De aceea, ziceam că eu nu sunt fan. Bun, cred că ar fi pregătit, n-ar fi nicio problemă, dar nu sunt foarte interesat. Oricum îi ajut și îi consiliez și pe cei care doresc, dar, cum zic, știu, așa. Asta este una dintre întrebările care mi se pun cel mai des. Cum ar putea să facă călătorii astrale? Cum reușesc să-și deschidă al treilea ochi? Cum reușesc? Deci lumea vrea să știe ce o să fie mâine. Asta e clar. Mai degrabă, cred că e important astăzi să fim ok. Da. Cam asta. Noi ne cam pierdem în trecut și în viitor și uităm clipa. Da. Știi? Exact. Să fim ok acum și pe cât putem, dacă avem timp și ne alocăm timp, să mai spălăm din cele care au fost, pur și simplu cerându-ne iertare nouă înșine și altora, să acordăm iertarea tuturor care
ne-o cer și Universului și Bunului Dumnezeu. Oricum l-am vedea fiecare pe acest. Înțeleg, Horațiu, că nu există limite în ceea ce privește forța vindecătoare a terapiei pe care tu o practici, a razei vindecătoare. Teoretic nu. Cred cu tărie că mai sunt foarte multe lucruri de descoperit, dar cu cât vom practica mai mult această tehnică, cu atât fiecare își va da în descoperirea lui și își va da șansa uriașă de a, pentru că asta este chestia, nu există o rețetă unică. Există rețete universale pentru un bine colectiv, pentru un bine personal, dar așa, optim funcțional. Dar rețeta unică nu există. Cred că fiecare rețetă este personalizată și ca și în medicină, ca și de multe ori se încearcă, dar vezi, nu toată lumea la fel. Un medicament sau un produs naturist sau fiecare suntem diferiți. Avem amprentă unică, avem amprentă energetică unică. Avem nostru personal de a primi în interior, în interiorul energetic sau în interiorul fizic sau emoțional, informații de oricare ar fi. Și atunci cred că, uite vis-a-vis că mi-a amintit acum, este o chestie foarte frumoasă, de, legat de ce spuneai și că s-ar putea să vezi acolo lucruri, să te întâlnești cu fricile tale cele mai mari, cu traumele pe care n-ai reușit să le dizolvi. Cred că în episodul 3, mă rog, în episodul 3, 2 sau 3, nici n-are importanță, din Harry Potter, asta este un film cu foarte multe lucruri ascunse frumos așa. Copiii aceia, mergând la școală, la un moment dat în dormitor, seara se jucau, luau un fel de bomboană magică, și în momentul în care o înghițeau, se întâlneau cu frica lor cea mai mare, sub, de obicei sub aspect de animal înfricoșător. Dar bomboana aceea îi făcea să râdă de acea imagine. Le apărea cumva ca o hologramă în față, ei râdeau foarte tare, cumva și o luau în bășcălie așa, și în momentul acela imaginea dispărea. Bine, acolo era prin râs, pentru că și râsul este o terapie. Chiar știu pe cineva în Germania care se ocupă la modul cel mai serios de terapia prin râs. Și la noi, doamna Nela, da, care știu. Asta face. Așa, și, dar trebuie într-adevăr să fii pregătit. Da, deci te-aș întreba în ultima perioadă, cu ce probleme vin oamenii cel mai des? Aceasta este o chestiune foarte... Din păcate, e ușor, să zic așa, până în urmă cu 3-4 ani, în topul intrărilor în cabinet, dar și la terapia la distanță, de obicei erau durerile de cap, de oase, mușchi, coloană vertebrală, genunchi, una foarte prezentă, mai ales de oameni, dar și la tine. Depresia a luat locul 1. Deci a ajuns pe locul întâi depresia, anxietatea, fricile, problemele există. La vârste din ce în ce mai fragede. Deci eu am mesaje de la mame care solicită ajutor pentru copii, practic. 13 ani, 14 ani, 15 ani, ce depresie. Da, copii de liceu, vin părinții cu ei. Până părinții povestesc în locul lor, ei parcă nu, pare să n-aibă vreo treabă, stau, se uită în tavan, butonează la telefon. Și întreb una alta, de obicei pe feciori, așa, ca între băieți. Mai întreb pe câte unul așa, mai în glumă, trăgându-i cu ochiul. Mă, băiete, la 17-18 ani, ai tu un prieten așa să mai ai un film, la un suc, să mai povestiți. Păi că în zilele noastre ce mai contează, că fetele, cum sunt ele? Serios, adică nu, da, o plimbare cu bicicleta, o ieșire în pădure, o plimbare pe malul lacului, a râului, sau pur și simplu printr-un parc. Nimic din toate astea. Este foarte clar de unde vine. Da. Niciun fel de socializare directă. Niciun fel de comunicare. Foarte rar se întâmplă. Îi văd pe terase, stau și își vorbesc la telefon. Că își scriu mesaje în loc să-și vorbească pur și simplu. Mă duc la... fiul meu mare fan de film. Și eu sunt fan mare de film. Ne ducem la cinematograf. De când s-a redeschis cinematograful după ridicarea restricțiilor, am fost de 3 ori la cinematograf, 4 oameni în sală, 2, 5,
în cinematograf de 300-200 ceva de locuri. Pentru adică că este... vadă filmele chiar și cele care sunt în perioada respectivă în cinematografe, poți să le vezi și acasă. Și atunci... Bine, dar nu e atmosfera aia și nu este același lucru. Atmosfera și ideea să mergi cu cineva drag. Exact. Adică să împărtășești în direct senzațiile, emoțiile pe care le trăiești în timpul, ca la orice spectacol. Filmul este un spectacol, nu cinematograful. Este una dintre... Da, această singurare, într-adevăr, duce la stări de depresie. Nu ne dăm seama la început. Avem impresia că, având mii de prieteni pe rețele de socializare, nu suntem singuri, dar de fapt suntem mai singuri ca niciodată. Iar da. Ei spus că nu știu să comunice când sunt față în față, este adevărat. Ei sunt față, stau în față în față la cafenea și vorbesc prin mesaje pe telefon. Da. Din păcate. Dar asta e. Și mai este și, îmi spun mulți tineri, de liceu, dar mai ales după, studenți sau, mă rog, săriți de 20-21 de ani până în 25, cam așa. O spaimă pentru ceea ce va urma în viitorul lor. Da. Da. Înspre ce să se îndrepte. E adevărat că nici nu se prea oferă mare lucru, adică nu sunt legate lucrurile cumva între ele, dar totuși, indiferent, ești tânăr, ești ok, ai mâini, ai picioare, gândești, ești luminos, la un moment dat, o ființă divină, imposibil să... Și cred că asta iarăși este ruptura aceasta de divinitate, oricum am vedea-o. Așa este. Unul crede că Dumnezeu se află la rădăcina copacului, minunat. Altul crede că este în nu știu, ăia din America de Sud în felul lor, ăia din India în felul lor, creștinii ortodoxi în felul lor, sectele, nici n-are nicio importanță. Important este să menții cumva legătura, adică din sine așa, ca o mare bucurie să știi că alături de tine este în permanență ceva. Și că nu te va lăsa, nu că nu te va lăsa la greu și să-i ceri numai ajutor, să mulțumești pur și simplu pentru simplul fapt că respiri și că poți să faci în ziua respectivă aproape orice. De aici, sigur, contează abilități, lucruri, dar în general frica aceasta pentru ziua de mâine am văzut că este, îi cocoșează efectiv pe foarte mulți tineri. Nu știu încotro să o apuce. Exact, lipsa asta de perspectivă. Spune-mi, da. Reușești să echilibrezi pe copiii ăștia? Reușești. Da. Da, discutăm. Discutăm și facem și tratamente, tratamente. Sunt niște tehnici care vizează exact echilibrarea emisferelor cerebrale, astfel încât să ajungă din nou la o stare de reîmprietenire cu sinele, cu ei înșiși, să se... Tot timpul le spun, întreabă-ți copilul acela care a fost, copilul interior, întreabă-l, e ok așa cum ești? Crezi că starea asta de zăpăceală și de anxietate și de moleșeală, de neîncredere, ți-e bună la ceva? Nu, cu siguranță nu. Și pornim la un drum. Durează, nu știu, o săptămână, două, trei, cinci, șase, o lună. Depinde ce probleme sunt și cât de înrădăcinate sunt. Că am să spun o întrebare. Cât sunt dintre aceia care te întreabă când ne întoarcem la ce a fost și care doresc să ne întoarcem la ceea ce a fost? Ce le răspunzi? Asta este așa, ca și cum... E vorba despre trecut, prezent și viitor. Așa okay. Că mai aduce înapoi ziua de ieri, ceea ce nu se poate și nici nu știu dacă ar fi bine. Nu, dacă ar fi fost bine, nu nicăieri. Cred că trebuie să folosim toate abilitățile și să redescoperim resursele pe care le avem în noi. Cred că asta este o chestiune la care se lucrează prea puțin. Omul stă puțin cu el însuși. Comunicarea cu sinele este aproape inexistentă. Să te întreb mereu și să stai să-ți sondezi, pur și simplu stând și discutând cu tine. Ce resurse am? Există în management, că tot am fost consultant în management, există acea analiză SWOT. Analiza punctelor slabe, punctelor tari, a amenințărilor și a oportunităților. Se folosește în managementul întreprinderilor și a instituțiilor de obicei și a firmelor private. Dar se poate face un transfer foarte ușor înspre viața personală. Întotdeauna trebuie să te întreb și le spun tinerilor, pentru că ei totuși se vindecă repede, realizează rapid, au o dinamică.
Care sunt punctele tale tari? În ce crezi tu că ești bun, bună, respectiv? Care sunt punctele tale slabe? Unde trebuie să lucrezi? Ce mai trebuie să-ți adaugi ca învățare, ca abilități, ca forță? Care sunt oportunitățile dacă o iei pe drumul acela? Și gândește-te foarte bine la ce va duce asta. Cum te va dezvolta pe tine? Cum îi va dezvolta pe cei dragi din jurul tău? Sau cum îi va încurca? Și fă un pic de analiză. Și care sunt amenințările? Poți să ajungi într-un loc în care vei regreta că ai luat decizia acum. Deci trebuie făcut un fel de analiză SWOT în viața personală la aproape fiecare decizie importantă. Și atunci va fi bine. La urmă se face un punctaj ușor, se trage o linie și vezi ce iese. Mă duc pe drumul ăsta sau mă duc pe ăla drum? Sau mai stau o țărucă și mă mai gândesc. Adică nu iau decizii bruște, nici din sfera rațională, că așa e bine, că așa se spune, că așa se face, dar nici super intuitiv, adică să nu cred că tot ce zboară se mănâncă și iau o decizie și mă trezesc peste 4, 5 luni, 6, un an, că a fost o decizie proastă. Trebuie echilibrat și de aceea spun, echilibrul celor două emisfere cerebrale este foarte important pentru astfel de drum. Apoi mai trebuie curățate eventuale traume care s-au legat de oameni din trecutul lor, pentru că sunt. Nu cred că e cineva, ar minți, cred, să spună ceva, n-am nicio frustrare, nicio traumă, nu, totul este extraordinar, autocopilărie perfectă, relațiile mele au fost super. Nu. Și atunci trebuie curățate și acestea. Există tehnici pentru aceasta. Aici mă ajută foarte mult soția mea. Uh-huh. Ioana este specializată. Foarte mult s-a specializat în tehnici de eliberare emoțională și de dizolvarea traumelor și frustrărilor. Uh-huh. Este un lucru de mare ajutor. În timp ce dezvoltăm terapia aceasta cu tehnici energetice, au loc câteva ședințe, 2, 3, 4, 5, câte sunt necesare în protocolul acesta întreg pentru dizolvarea acestor emoții negative care s-au depus într-un mod foarte inexplicabil științific. Cumva emoțiile noastre, și cele negative și cele super pozitive, când sărim în tavan de bucurie, au ecou în țesut. Deci asta este o chestie pe care am învățat-o când m-am specializat în terapie craniosacrală, pentru că am zis, m-am dus să văd ce mi se întâmplă și să înțeleg și anatomia și structurile anatomice dintr-un alt punct de vedere. Acolo ei își bazează, și am citit foarte mult despre asta, emoțiile efectiv se prind de țesut, de fascie și de membranele intracraniene și de membrana dura mater care se duce de subțeastă și până jos la osul sacru și învelește coloana vertebrală. În momentul în care aceste emoții n-au fost refulate, n-au fost dizolvate la timp, apar ca niște pete, ca niște gâlme energetice pe coloana vertebrală în anumite zone și restricționează membrana, țesutul. În momentul în care o restricționează, lichidul cefalorachidian nu mai curge cum trebuie, optim, funcțional, prin coloană până jos și înapoi. Pentru că asta trebuie să facă el de când ne naștem și culmea, adică asta este creația, lichidul cefalorachidian este cel care stinge becul la urmă. Omul este considerat decedat și la 2 săptămâni abia moare cu totul. Când pompa, să zicem, deși nu e o pompă, clar, sunt niște celule acolo care pompează cumva acest lichid, abia atunci dispare. Pulsul craniosacral este foarte mic, cam de o bătaie pe minut, dar încă există timp de aproape 2 săptămâni după declararea decesului fizic. De aceea, ați auzit cu toții că au fost desumați din vari motive oameni care au decedat și s-a văzut că a crescut părul, au crescut unghiile, din cauza acestui lichid cefalorachidian care încă mai lucrează prin corp. Odată ce nu mai curge cum trebuie, optim funcțional, prin, mă rog, pe lângă membrane și transportul lui nu mai este just, țesutul se restricționează cum restricționez eu acum cămașa aceasta. În momentul în care îi fac o restricție undeva, se formează multe cute în toate direcțiile, care, la rândul lor,
trag de alte structuri anatomice și le strâmbă efectiv, de oase, de articulații, de organe, de mușchi, și nu le mai lasă să respire în voie, să funcționeze la capacitatea lor optimă. De aceea, terapia cu raze vindecătoare am bazat-o foarte mult pe descoperirile din osteopatie. Pentru că, bun, avem energie în palme, dar ce facem cu ea? Cum ne adresăm spre corp? Ce facem de fapt? Prima și prima dată călcăm țesutul, cum am călcat această cămașă care a făcut cute, trebuie să călcăm țesutul, bineînțeles. Metaforic vorbim. Da. Punem mâna efectiv din loc în loc și de obicei unde sunt glandele principale și lăsăm țesutul să se moaie, ca să zic așa, să se elasticizeze și să dea voie organelor și structurilor anatomice care sunt învelite în el să respire din nou, să lucreze la capacitatea lor optimă. Imaginează-ți un pancreas care este învelit în țesut, că doar îl vedem, țesutul vedem ca la animal, când tragem pielița albă de pe organ sau de pe mușchi. Îi tras într-o parte și apasă tare în stomac. Cine poate ști ce e acolo? Unii vor crede că e diabet, alții vor crede că e pericol de pancreatită, alții vor zice, aoleo, stomacul. Poate să nu fie absolut nimic din toate acestea. Poate să fie efectiv în altă parte problema și îi tras țesutul încât pancreasul lovește stomacul. E afectat, da. Da, deci sunt foarte multe lucruri, dar acestea nu cred că trebuie să intru neapărat în amănunte din acestea de fiziologie și anatomie din punct de vedere al acestor terapii, dar cam pe acolo cumva se întâmplă lucrurile. Și emoțiile, ca să mă întorc, își au ecoul acolo și restricționează țesutul. Sigur, și loviturile, căzăturile, postura. Fiecare emoție provoacă o reacție chimică, practic. Da. Da. Iar ea se răsfrânge asupra întregului organism. Chiar dacă noi nu-l simțim imediat că ne doare în stânga sau în dreapta, în timp, ele repetate acumulează. Da. Și la un moment dat, cel care este partea care e cea mai slabă, aia cedează. E normal. Tu, da, când faci această terapie, cu siguranță că acea energie nu se duce numai pe organul pe care tu lucrezi. Ea tinde să echilibreze tot ce este în jur, că așa se întâmplă. Asta e o minune, chiar. O minune, sigur că da. Și a cantitatea necesară, țintit unde e nevoie, unde doare, evident, dar s-ar putea ca sursa problemelor să nu fie acolo unde doare. Și atunci se duce imediat acolo unde e sursa și repară, pentru că lucrezi pe stomac de multe ori, pe gât, pe glanda tiroidă, pe cap, mai ales la cap, unde e baza sistemului nervos central. Și oamenii încep și dau din picioare și își scutură o mână sau încep să perceapă dureri în genunchi sau în abdomen. Ca semn că anumite lucruri care au fost afectate la un moment dat, pare că au trecut, s-au liniștit, totuși acolo încă mai sunt probleme. Și atunci ne ducem cu mâinile și vindecăm și acolo. Ținem mâinile până când lucrurile se liniștesc. Acum, să mă ierte Dumnezeu, nu-i panacea universal, nu cred că, dar merită lucrat și descoperit cât mai mult. Eu cred foarte mult în șansa aceasta de a descoperi, pentru că eu știu foarte bine și Reiki. Bine, cât de bine pot, dar lucrez în Reiki de vreo 12 ani, cred. Uh-huh. Am făcut terapie și sunt și profesor de Reiki tradițional japonez. Pentru că așa, m-am dus să văd cum este cu Reiki, să înțeleg ce mi se întâmplă mie cu razele mele energetice. N-are legătură. Deci, Reiki, apropo, este o energie frumoasă, fină, aceeași energie universală, bănuiesc, dar prin efectul inițierii pe care ți-o face un maestru, un profesor, primești cumva canal deschis din chakra coroanei către univers. Și de fiecare dată când intenția ta este de a dărui energie ție sau altora, ești automat racordat, energia vine prin creștere, se duce prin inimă, se duce spre palme și obții rezultate. Razele vindecătoare, această energie purtată de razele vindecătoare vine prin plexul solar. Eu i-am zis acelei sfere în care am intrat, de care am povestit, sfera unității totale. Poate că am exagerat puțin. După aceea mi-am dat seama, dacă cartea deja era publicată, eu cred că acela este plexul solar universal.
Eu cred că am fost undeva într-un fel de bulă creată de soare, într-un fel sau altul, de soarele, poate nu ăsta care îl vedem cu ochiul liber. De soarele acela, eu cred că există lumea asta care se vede și pe lângă ea mai intră un contur și lumea cealaltă, oareși cum ezoteric, așa, care ne ține, de fapt, în viață. Cred că am fost în soarele acela care ține cu adevărat tot universul în picioare, universul nostru, galaxia noastră. Pentru că toate panglicile erau aurii și plexul solar chiar asta face, este entitatea energetică racordată în permanent la soare, la lumină. Sigur că avem și perioade în care e noapte și întuneric. Uite, acum pe geam plouă, e soare. Dar soarele există în noi, în plexul nostru solar. Are un miros ca după ploaie. Ei, mie îmi place foarte mult, am sentimentul că natura e curățată, că inhalezi un aer cât se poate de curat, de ozonificat, da? Și în condițiile în care ai această percepție în propriul birou, îți creează acea zonă de confort, să o numim așa. E un aparat care eu l-aș mai cumpăra odată. Plexul solar ca și entitate energetică, ca și centru energetic, ca și chakra, cum se mai numește, chakra plexului solar distribuie în mod foarte echilibrat energia în restul corpului. Eu cred că și când acționez prin tehnica Reiki, vine energia prin chakra coroanei, dar se duce instantaneu în plexul solar. Plexul solar este o entitate energetică feminină, de semn feminin. Este, dacă vrei, femeia din casă, așa i-am dedicat și în carte un capitolaș, pentru că este o mare bucurie că avem acest plex solar. Este motorul care muncește neobosit. Este femeia din casă care are grijă de absolut toată familia. Cu toată dragostea, nu cere nimic în schimb. Muncește neobosită, mai ales pentru bărbat, care este entitatea mai nesocotită a familiei de multe ori, adică creierul este entitatea masculină, mai ales partea lui rațională. Gândește, dar de multe ori gândește prost și ia decizii pripite. Plexul solar va face în așa fel încât să echilibreze puțin lucrurile. Să zică, stai puțin, ok, foarte bine, este minunat ce vrei să faci, dar mai stai puțin, hai să ne mai gândim, să ne gândim și cu partea dreaptă a creierului. Unde este intuiția, unde este iubirea, unde este dragostea și să vedem dacă într-adevăr anumite decizii și anumite acțiuni trebuie făcute. Pentru că altfel se poate destabiliza întregul sistem. Plexul solar spune, pentru că plexul solar știe în fiecare secundă a vieții omului unde e nevoie de mai multă energie, poate în zona glandei tiroide, poate în zona glandei timus, în zona inimii, poate în glanda pineală. Plexul solar se mai numește și creierul abdominal. Creierul abdominal, corect. Da. Acesta este și... eu nu vreau să fac un top așa și să spun care chakra e mai importantă, pentru că ar fi oareșcum stupid. Dar totuși înclin să cred că plexul solar este până la urmă baza existenței. Cred că prima dată când s-a făcut această entitate minunată care ar trebui să devină om, s-a făcut plexul solar. Și pe el s-a brodat încet, încet cam toată structura. Acolo simțim și toată energia și toate da. Emoțiile. Da. De când ai o emoție, imediat ai aici o simți. Când știi să faci, dar și dacă nu ești avizat și nu știi nicio tehnică energetică, nu trebuie, toți avem energie, mai multă, mai puțină, de o vibrație mai înaltă, mai joasă. Ori de câte ori se întâmplă ceva, o mână pe plexul solar, o mână pe stomac, este minunat. Adică te salvează de foarte multe probleme. Și instinctiv duci mâna. Sigur. De multe ori o duci și la cap și zici, aoleo, ce s-a întâmplat. Dar când este mult, mult mai profundă emoția, duci mâna la stomac. Pentru că începi să simți că se învolbură lucrurile acolo și... Dar și când emoțiile sunt pozitive, nu? Fluturii din stomac, în perioada în care suntem îndrăgostiți, sunt extraordinari și atunci aia trebuie un pic liniștit, că nici nu... Mai dau exemplu la cursurile la care merg. Dacă persoana iubită este dincolo de trecerea de pieton și semaforul roșu, o să mă aștepte 5 minute până vine verde, că dacă iau decizia să trec printre 1000 de mașini, risc să nu mai văd niciodată.
Și atunci trebuie să stau, oricât fluturi mi-ar zbura prin stomac, stau și aștept în mod rațional până vine culoarea verde, pentru că altfel... Deci nu luăm decizii nici dintr-o direcție, nici echilibru, cred că este ceea ce ni s-a propus, ceea ce s-a propus acestei ființe numită om, să ajungem cumva la echilibru. E greu, eu știu, dar nu e imposibil. Da, păi aici intervine rolul vostru, acolo unde noi nu reușim să ne echilibrăm, unde suntem afectați de o problemă sau alta, vine terapeutul și te ajută să te echilibrezi, te pune pe linia de plutire. Terapeutul este un ghid și îmi place să cred, eu sunt așa mai, cum am zis și omul prezentului, așa, dar și nu prea îmi plac dependențele de alții în absolut orice. Pentru că și așa suntem dependenți de foarte multe lucruri, așa, din câmpul socioeconomic. Depindem unii de alții și este foarte bine că avem încrengătura asta. Dar, sub aspect terapeutic, cred că este foarte important să învățăm să ne facem singuri, să avem curajul să ne facem singuri, să avem încredere că putem. Și sunt convins că nu va mai trece mult timp. Nu știu, 50 de ani, 100, eu știu, poate și mai puțin. Până când foarte mulți oameni vor avea curajul și încrederea să spună, îmi eliberez propriul meu vindecător, doctorul din mine. Și voi face tratamente de câte ori nevoie, pentru mine, pentru cei dragi. Cu forța mea, din mine. Am citit cartea ta și de câte ori am avut câte o problemă, iar am mai răzbuită și m-am gândit, am citit și am pus în practică. Și da. este un ghid, practic, la îndemâna oricui. Deci este un ghid extra de ușor de citit, de înțeles și de pus în practică. Da, și sunt, chiar am, pe lângă explicațiile acestea, apar lucruri foarte clare, practice. Da. Și fotografii, unde să pui mâinile în caz de ceva sau de altceva. Întotdeauna spun, asta este o nu știu neapărat dacă, nu sunt pase energetice, asta este o poziție de tratament, să zic, foarte simplă. Să-ți pui, să-ți iei lobii urechilor între degete și impulsionând așa, 1, 2, 3, ușor de tot, nu trebuie să te doar, 1, 2, 3, 1, 2, 3, timp de un minut, 2, 3, cât ai timp să te joci cu urechii. Este, cred că, nu-i singura, că mai este o cale undeva în spate la coloana, dar acolo ajunge mai greu. Este una dintre șansele cele mai la îndemână să dinamizăm activitatea nervului vag. Nervul vag este cel mai lung nerv cranian. Și de activitatea lui depinde activitatea unei game foarte largi de alte structuri anatomice. Activitatea lui depinde și respirația, și circulația sanguină, mare parte din plexul solar e activat de nervul vag, adică relația dintre creier și organele respective se duce până jos. Deci este extrem ca un copac, așa, cu multe ramuri. Mm-hmm. După părerea cel mai important nerv. Și făcând simplu, din când în când, doar să nu uiți. Bun, dacă nu te joci efectiv cu lobii urechilor. Și asta se încălzește foarte bine toată structura aceasta și nervul vag care pleacă din zona capului, sigur se va relaxa. Mai există un punct undeva în coloana vertebrală, între niște vertebre, dar acolo nu recomand, pentru că e destul de complicat să te joci printre discuri și vertebre. Dar asta este grozavă. E efectiv, păi există auriculopunctura sau cum se numește? Acupunctura în zona urechii. Sigur. Aici sunt prezente ca și în talpa aproape toate structurile anatomice. Sigur. Nu trebuie să știi mare lucru, doar să știi că poți să faci lucru. Cred că oamenii din vechime mai știau. Pe la țară așa, mai își se jucau cu lobii urechilor. Sau la copilași, când îi vedeau că au febră sau că au greață sau vărsături sau li rău. Imediat se jucau cu lobii urechii. Și, iar aici, în spatele, la ceafă, puțin mai jos, nu este neapărat nevoie să facem acea presopunctură. Cred că este suficient pentru cine nu știe, nu poate, poate nu are acea mobilitate să-i ajungă mâna până acolo sau cine să-l ajute. Măcar de câteva ori să ne atingem cu bărbia pieptul. Și să stai excelent, da. Este foarte bun. Și toată circulația din zona respectivă.
Exact. Sunt niște, știi? Vezi, bătrânii noștri știau astea, fără să aibă cine știe ce cunoștințe de... Vezi, ei știau, erau niște tehnici pe care le foloseau, la fel cum e și cea în care strângi lateral buricele degetelor ușor și tot așa, pentru că știm că palma noastră se află absolut toate organele. Tot. Da, exact. E foarte interesant, vezi, cu cât, tu ai dreptate, cu cât intri în zona asta, cu atât ai de învățat și de trăiești dintr-una într-alta, niciodată nu te oprești din a studia. Da, și apoi mai urmează partea practică, trebuie să și faci. Pentru că iarăși fac apel la un film, am zis că îmi plac film, era în Matrix, mi se pare că era o replică absolut extraordinară. Nu-i destul să cunoști calea, trebuie să și mergi pe ea. Odată ce ai găsit niște lucruri care ți se par cel puțin în teorie bune pentru tine, să ai curajul și încrederea să le aplici. Să vezi ce se întâmplă, dar nu așa o oră și vezi că nu se întâmplă nimic. O oră azi, o oră mâine, o jumătate de oră poi mâine, uit, peste o săptămână încă 5 minute, iarăși mi-aduc aminte, măi, am citit lucrul acela, am auzit lucrul acela, hai să fac, să țin niște notițe. Eu nu vreau să spun nici vorbe mari, nu sunt nici profet, departe de mine gândul, dar nu știm ce vremuri urmează. Este bine să avem orice informații din acestea notate, tipărite, reținute, pentru că este foarte posibil să conteze enorm, să conteze enorm în următorii ani, zeci de ani, să știm singuri să ne facem rânduială. Și apropo de faptul că ești un cinefil și că îți place să te uiți la filme și la asta, Keanu Reeves, când a fost întrebat despre Matrix, a spus, eu nu vi l-aș recomanda ca un film științific fantastic, ci ca un film documentar. Corect, așa este. Deci, într-adevăr, ai ce învăța și ele, dacă vrei, cam toate deschid niște căi. Vezi că tot ce am văzut și ni s-a părut că este wow, de nu o să întâmple niciodată, le cam trăim. Da. Sigur că chiar, da. Se întâmplă. Chiar se întâmplă. Și am văzut că în ultima vreme lucrurile au luat așa cumva, deci asimptotic, așa ușor, se duc exponențial, este o creștere. Păi în urmă, hai să zicem că în anii 90 eram student atunci. Au început să apară cărți și reviste, într-adevăr, găseam informații cumva adunate de peste tot din lumea largă și era o efervescență, așa, lucrurile acestea care erau tangente la terapii alternative, la ezoterism, la lucruri de genul. Brusc au dispărut, așa, către sfârșitul anilor 90, cumva s-a întâmplat și gata. O vreme, în urmă cu 20 de ani, pe la începutul anilor 2000, mai spuneau colegi care practică terapie alternativă, ce? Păi, zice, trebuia să ne ascundem pe după ziduri, să nu ne audă cineva că vorbim, că se uitau la noi ca la urs. Corect. Adică așa a fost. Și rând pe rând, an după an, dintr-un motiv poate neînțeles de mulți, universul lucrează, nu stă pe loc. Lucrurile au luat o turnură bună, zic. Poate pozitiv. Că noi, că populația a crescut emoțional și atunci poate să înțeleagă. Din noi înșine, da. Sigur că da. Și lucrurile au mers... Vezi, toate aceste expresii pe care astăzi le folosim și le folosește toată lumea, nici nu existau. Deci da. nu erau în limbajul nostru. Spuneai câte un cuvânt, vorbeai despre... Spuneai despre paranormal, toată lumea du-te la o parte, adică deja intrai într-o altă sferă pentru el. Iar acum lucrurile sunt într-un normal, pentru că, dacă mă întreb pe mine, paranormalul ăsta nu există decât în capul nostru. Ele sunt normale, absolut normale. Exact. Sunt lucruri pe care le-am descoperit noi puțin mai târziu, pentru că perioada asta de racordarea noastră la tot ceea ce a însemnat material ne-a cam depărtat de ființa noastră. Iar acum, încet, încet, revenim la ceea ce ar trebui să fim, la ceea ce suntem, că Dumnezeu, dacă aveam nevoie de un sac de medicamente, ne trimitea pe lumea asta și cu sacul în spate. Nu? Ori El ne-a dat plante, ne-a dat cu totul altceva. Este minunat. Deci natura este... Nici n-are rost. Nu suntem noi în măsură să-i mulțumim. Adică... Da. Aceste terapii le recunoaște organismul nostru, nu le respinge, nu au o parte... Nu au, cum să spun, efecte nocive.
Da, să cu măsură și acolo trebuie cunoscut totuși. Cam. Dar, cum zici, oamenii din vechime știau. Cred că tot la 3-4 comune, sate, era cineva care știa sigur. Cu plantele, era unul la 3-4 sate care știa să pună oasele la loc. Așa, în cazul nostru de astăzi putem să-l numim șamanul satului. Pentru da, că știa exact. Tot. Sigur da. Da. Era care și ajuta moașă, ajuta femeile să nască, care cunoștea plantele, care știa practic și după ciripit că mâine o să fie frumos sau o să fie urât sau ce ne așteaptă. Da, când mai vorbim despre lucrurile acestea, mulți care poate n-au înțeles încă și sunt pe un drum, asta e, nu judecăm pe nimeni, fiecare este unde este, pe scara evoluției, dar mai sunt care zic, păi aia este o vreme care nu mai e, da. N-am evoluat cu nimic, adică umblăm cu ultimul model de nu știu ce mașină, aici în Apuseni este grozav, deci poți să treci la 15 km nici nu de Alba Iulia și să depășești o căruță trasă de boi. Cu ultimul model de mașină. Este extraordinar. E un mediu să depășească căruța. Stă acolo cu căluțul, cu boi, cu roate de lemn, adică e grozav. Și încă ăștia mai și mai înjură, mai că, boi, moșule, dă-te la o parte că mă încurci pe mine. Problemele oamenilor au rămas aceleași, indiferent că tehnica s-a dus fantastic de multă parte. Exact la fel. Dacă ai avea un aparat de măsurătoare, de măsurare a fericirii acelui cu Bentley și acelui cu căruța cu roțile de lemn, o să fim surprinși că cel cu căruța cu roțile de lemn să se simtă mult mai bine, să fie mult mai echilibrat, mult mai fericit în sufletul lui decât ăla cu Bentley-ul, care se supără că l-a găsit pe drum și că îl deranjează. Înțelegi? Da, și ăla poate că dacă ai curajul, așa între ghilimele, te dai jos, te întâlnești cu el la un izvor cu apă pe marginea drumului. Și să te plângi de un alta și să vină moșul sau tanti din căruță să se dea jos și să zică ia, dragul mami, dragul tati, dragul moșului, uite aici să culeți ăsta, culeți două, trei plante culese de mine aseară pe lună plină, ia-le și bea cu un pic de apă să vezi că strece durerea de stomac. Păi nu, că mi s-a întâmplat mie. Eram într-o vacanță și așa, venită de nicăieri, zice, stai puțin să te trag de mâini dacă ți-e rău. Și mi-a făcut, m-a frecat un pic la mâini, un pic pe aici, mi-a trecut. Da, asta este o chestie. Soția mea știe din bătrân, de la bunica ei, de câte ori apare așa o stare de greață, de cumva așa o stare nu prea bună în zona stomacului și parcă te simți și ochii ți se încețoșează așa, un pic de oțet și cu sare. Și se freacă mâinile așa pe muchii, după aceea exact cum spui, prin spatele urechilor, pe frunte și un pic la ceafă și trece. Așa zic bunica noastră că ți s-a plecat. Vino încoace să te trag pe mine că ți s-a plecat. Acum eu nu mâncasem nimica. Dar eu știu ce... Da, da. O să vină din orice, din stări. Da, este extraordinar ce să mai... Trebuie să fim împreună și să nu judecăm pe nimeni, pentru că acolo s-ar putea să zacă resurse pe care încă mai avem nevoie să le redescoperim. Cred că ar trebui acum, până când încă mai trăiesc unii alții, oameni care să aibă pasiunea asta să meargă, bine ar fi să fie cât mai tineri, măcar din câți mai sunt, un ochi mai ager așa, să meargă și să culeagă cam tot ce se mai poate culege. Și în zona terapeutică, și în zona de poveste, de legendă, de bază, pentru că astea ne vor împinge mai departe. Putem să avem rachete, nu mașini. Toți vom ajunge la cabinet, la Horatiu sau la Olga sau la alții sau nu știu unde și o să zicem, aoleo, viața n-are rost, nu știu ce să fac, parcă nu mai merge bine cu prietena, cu prietenul, nu mă înțeleg bine cu părinții, nu mai mă înțeleg cu copii. Adică toate lucrurile astea la un loc. Și mă doare nu știu ce și nu știu ce să fac și mă duc de nu știu când prin clinici medicale și umărul tot strâmb. Adică trebuie cules tot ce se mai poate, așa, un fel de, nu știu cum se zice, etnologie de urgență, așa, o chestie. Pentru a face ce faceți voi, îți trebuie o anumită liniște, un anumit fel de a fi. Era undeva, nu știu dacă mai trăiește, un bătrân pe zona Ploieștiului, care punea oasele la loc. Vreau să spun că era mai ceva decât un tomograf. Da. Simțea și cel mai mic osișor. Așa, dar cu o blândețe
și o liniște practic numai când deschidea gura și vorbeai cu el și mai punea mâna pe tine, îți trecea tot. Așa o energie bună. Așa, uite, oameni de genul ăsta ar trebui căutați și, cum spui tu, învățat de la ei, pentru că sunt tehnici care se pierd odată cu ei. Da, din păcate. Și, într-adevăr, medicina chineză este extraordinară și din toate colțurile lumii avem de învățat, dar avem noi ale noastre. Da. Care funcționează cel mai bine pentru noi, că suntem de aici, din zona asta. Da, așa e. Interesant. Funcționează de mii de ani și am spus de multe ori și la cursuri și am mai mare încredere în ceva ce funcționează de mii de ani și e probat că e așa. Am sigur, am zis, nu-i nimic panace univers. Avem nevoie foarte mult de medicină performantă în tot felul de zone, în zona chirurgicală, ortopedică. Sunt lucruri fantastice care se fac. Se fac operații pe creier, se fac schimbări de valva aortică foarte lejer, acum ușor. Sunt lucruri de care avem nevoie extraordinar, dar în aceasta de generală, de nu trebuie să ai sacul de medicamente cu tine peste tot. Deci am văzut astfel de oameni care nu pleacă în nicio sfântă excursie fără un geamantan de medicamente, că dacă se întâmplă ceva în săptămâna aceea, nu se întâmplă nimic. Ai încredere, bucură-te de soare, de mare, de munte, de unde mergi. Nu se întâmplă absolut nimic, dar dacă ți iei geamantanul de pastile cu tine, s-ar putea să se întâmple ceva. Din păcate, de exemplu, să promovată. Dependența asta e promovată. Eu nu cred că a fost vreo perioadă din viața noastră în care să vedem atâta reclamă la medicamente. Nici nu era voie acum niște ani să faci reclamă la medicamente. Păi, dar... cred că 90% de nu și mai bine dintr-un calup de reclame cam acolo sunt. Dar asta eu nu vreau să judec pe nimeni, avem nevoie. O parte din banii noștri se duc acolo. Asta este clar. În loc să ieșim din case, să ieșim la aer, să respirăm, nu mai știm să respirăm, nu mai știm să mergem, nu mai știm. Noi ne îndepărtăm de lucrurile astea, ne este frică să ieșim, ne e frică să vorbim, ne e frică, dar nu, omul este un animal social. Dacă l-ai ținut închis și într-o chestie de asta ermetică, l-ai pierdut, își pierde calitățile lui de bază. Da, așa este. Da. Dar asta face iarăși apel la încredere. Aceasta este, cred că, cel mai important. Să ai încredere în resursele tale, în faptul că poți. Poți să te descurci și singur. De cele mai multe ori. Apoi, sigur, apelezi și în alte direcții dacă vezi că nu poți. Ne-au băgat în oală asta și ne zic terapia alternativă. Alternative la ce? Noi suntem mai vechi decât ei. Sigur că da. Suntem de mii de ani. Sigur. Este că alternativ la ceva ce probabil nu funcționează așa repede în câmpul nostru. Dar cred că mai întâi la mine ajung oamenii pe ultima sută de metri. În ceasul al doilea. Cam așa se întâmplă la terapie. De ce n-ați venit la început? Pentru că e mai greu pe ultima sută de metri să refaci ceea ce s-a pierdut în ani de zile. Corect. Dar asta e, nu... Va fi mai bine, sunt convins. Va fi mult mai bine. Și eu cred asta. Spune-mi, cum reușesc oamenii să achiziționeze cartea ta, pe care le-o recomand cu toată dragostea? E primul pas pe care îl facă, scuză-mă puțin, e primul pas pe care îl fac în autovindecarea lor. Spune-ne, Horace. Unde găsesc cartea? O găsesc pe un site, în format fizic, o pot așa tipărit, cum o ai tu acum în mână, o pot găsi pe site-ul www.nlp-reiki.com. Acolo sunt mai multe butoane, dar unul este cărți și ghiduri practice și acolo o găsesc. Acolo mai este un link și către, pentru că după emisiunea pe care am avut-o de Sfântul Andrei cu tine, oameni mulți, cum spuneam, din diaspora, din străinătate, mai ales în Franța am mai trimis și cărți tipărite, în Germania, în Spania, în Italia. Dar până în America e destul de greu. Oamenii au preferat să o achiziționeze în format electronic. Am pus-o și așa, în format electronic. O pot descărca foarte ușor. Am înțeles. Pe un anumit site. Găsesc acolo absolut. Deci www.nlp-reiki.com. Este adresa trecută pe burtieră, deci adresa de NLP. Am mai dat de această idee mulți oameni, mulți. Câțiva dintre ei mi-au zis, nu mă pricep, nu știu.
Dacă o să puneți și numărul meu de telefon, poate să o comande și la telefon sau să-mi dea un mesaj pe WhatsApp pe același număr. Cred că da. Numărul de telefon este pe burtieră 0747-080-238. Exact. Și mă pot suna, sigur, în limitele unui timp normal, să-mi comande cartea și prin telefon. Înțeleg, sunt oameni care nu se pricep, sunt mulți pași care trebuie făcuți ca să comanzi ceva online, dar dacă n-au timp sau doresc, pot să mă sune sau să-mi dea un mesaj și sun eu înapoi, nu e absolut nicio problemă. Important să ajungă la cât mai multă lume. Asta ziceam, a ajuns deja și peste ocean și în Australia. Și... Dar cel mai interesant este că au început străinii, cititori de limbă engleză, să-mi dea feedback, răspunsuri pozitive la carte. Pentru că am tradus cartea în limba engleză. Am făcut-o în format electronic, un e-book din acesta PDF și, mă rog, ce mai era pe acolo formate. Și am ridicat-o pe niște platforme de cărți din străinătate. Și au început oamenii să dea de carte raza vindecătoare și o citesc în limba engleză și îmi scriu oamenii ce rezultate pozitive au după ce fac meditația. Crenima în engleză se numește Mind Art, pentru că este mind de la mind și art de la heart. Minte și inimă, crenima, creier și inimă, crenima. Și atunci eu fac meditația Minart în limba engleză și se duc mai departe și folosesc tehnicile din carte și este bine. Au solicitat deja mulți din sănătate să încep un curs în limba engleză și să învăț pe oameni să lucreze ceva mai profund, tehnici mai profunde cu raza vindecătoare. Dacă o să am timp, o să fac și aceasta cu mare plăcere, dar timpul este foarte... Cred că cel mai mare dușman al unuia care descoperă și muncește non-stop este și la tine și la mulți alții, dar nu este timp. Așa este. Încă o dată, repet, eu practic ceea ce ai scris în carte. Chiar de atunci de când am făcut emisiunea, la 2-3 zile am citit cartea și am început, de câte ori am avut probleme, am făcut din tehnicile tale cu succes. Deci, încă o dată, fac reclamă, dar pur și simplu funcționează, adică a funcționat, de câte ori am avut probleme, m-am autotratat. Trebuie insistat și mi-au mai spus oameni, n-a ieșit din prima, a ieșit din a doua, din a treia încercare de meditație, pentru că și meditația aceasta, de fapt este un exercițiu, dar folosește foarte mult puterea imaginației și a vizualizării. Sunt oameni care nu stau atât de bine la capitolul acesta, nu-i vina lor, n-au fost în... interesați vreodată, n-au fost probabil construiți așa sau ghidați spre o zonă în aceasta mai imaginativă. Dar nu e atât de greu, adică pur și simplu le spun ca și cum ați face o fotografie cu ochii, deci efectiv. Și înghețați imaginea, vă vizualizați inima stând într-un ecran, ca în ecranul computerului sau televizor. Și o vedeți acolo și vă gândiți la ea cu mare dragoste, îi mulțumiți și o curățați de toate impuritățile energetice. Efectiv, o refaceți și vă aduceți într-o stare optim funcțională. Apoi creierul, la fel, îl vizualizați într-un ecran, un ecran diferit față de cel în care se află inima, îi mulțumiți, îl curățați și odată ce respirați, vă gândiți că pompați foarte multă energie odată cu aerul către cele două organe. Apoi le uniți în interiorul unui singur ecran. Acum vorbesc așa, grosomodo, pentru că în carte este descris pas cu pas. Trebuie făcut. Și dacă o să scrie pe YouTube Raza Vindecătoare, acolo va fi canalul meu de YouTube cu câteva filmulețe, inclusiv meditația ghidată, Raza Vindecătoare, unde vor putea să asculte și să facă ceea ce se spunea. După ce aceste două organe s-au unit, se întâmplă acest fenomen al uniunii dintre minte și inimă, sub forma aceasta de nou organ virtual, la care am zis crenima, de la creier și de la inimă. Crenima va fi un fel de creier care are forma inimii. Este și frumos așa să ai un creier în forma inimii, cred că e spectaculos. Și apoi acest organ, crenima, trebuie iarăși prin puterea minții, cu ochii minții, imaginat că se duce în plexul solar. Cum spuneam, plexul solar fiind cumva centru energetic suprem, cel care ghidează tot parcursul energetic prin corp. Și acolo, stând în plexul solar, va începe să vibreze odată cu vibrația aceasta universală, cu acea sferă minunată în care am avut șansa uriașă să intru în momentul acelei
transe hipnotice sau ce-o fi fost în darul acela de la Dumnezeu. Și se racordează la acest plex solar universal, la soare, la Dumnezeu. Și în momentul acela crește vibrația corpului instantaneu, dar începi să simți în palme, pentru că spui cu mintea ta rațională, spui efectiv lucrul acesta, primesc cu recunoștință în palme razele magice vindecătoare. Și timp de niciun minut, o jumătate de minut, 20 de secunde, maxim un minut, stai așa cu palmele, până când efectiv simți că în palme ți se lasă ca un fel de pânză. Uh-huh. O pânză așa, un caroiaj de fire energetice. După aceea, poți să te joci, să vezi dacă intensitatea energiei. Sigur că da, le simți. Imediat. Exact, le simți. Să lucrezi, să pui palmele unde te doare sau pur și simplu pentru relaxare sau pentru energizarea și dinamizarea fiecarei chakra. Acum toți vorbim despre sunt centri energetici principali. Chakra în limba sanscrită când traduci înseamnă roată. Și în India dacă te duci mâine în excursie și ți se desumflă roata la mașină, trebuie să te uiți în stânga dreapta să vezi unde scrie chakra service. Da. Dar să-ți schimbi roata. Corect. Sunt roțile de lumină pe care de mult cei din India le-au văzut. Sunt centri energetici care se învârt în jurul corpului și arată ca niște roți de lumină de culori diferite, sigur, e o întreagă știință și aceasta. Așa, dar vorbim mecanic, ele, cum să spun, sunt cele care antrenează întreg angrenajul corpului nostru, totul. Păi asta e bateria umană, așa funcționăm. Energia vine de pretutindeni din univers, asta ni s-a dat și însuflețește tot ce există. Oameni, animale, plante, minerale, tot ce există trăiește prin energie și este energie. Vorbim de tot felul de detoxuri pe care le facem și sunt la modă și foarte bine că le facem. Uităm să facem acest detox energetic care este cel mai puternic și cel mai important. Că dar poate dată, în emisiune viitoare vom vorbi despre el. Neapărat. Sigur că da. Spune. Prima dată absolut orice intruziune înspre corp, înspre ființa umană, dar și la animale se întâmplă la fel, se postează în aură, în acest glob de lumină care ne înconjoară, creat de acest dinamism al chakrelor, al centrului energetic. Se creează un fel de ou de lumină în jurul nostru. Nu cunoaștem, îl numim aură și câmp, sau cum îl numim. Durează și până la 10 ani ca anumite anumite intruziuni de genul acesta din mediul înconjurător sau din gândurile noastre, din emoțiile noastre, din supărările noastre, să intre în corp. De aceea este bine ca de foarte multe ori să ne facem acest autotratament, culegem razele în palme și ne facem tratament pe acești centri energetici ca să dizolvăm acele grâne energetice negative care s-au impregnat în aură. Să nu le lăsăm să ajungă într-un an, 2, 3, 10 în corp și să facă ravagii deja unde e greu de rezolvat, în corpul fizic, în structuri anatomice și să le impacteze negativ. Da. Deci, tratamentul acesta preventiv, cum spui, detoxul energetic, păi oamenii își făceau detox energetic privind soarele dimineața și mulțumindu-i că mai au o zi de trăit și seara, mulțumim pentru ziua care a trecut, îi urau soarele noapte bună și mergeau la culcare când apunea. Așa făceau. Mergeau Da. Și râul care trecea pe lângă ei le lua din aura energetică tot ce era negativ, le spăla și mergea mai departe la vale. Noi am pierdut toate aceste obiceiuri, asta este, trebuie să ne, cum să spun, să ne adaptăm mediului în care trăim acum, dar uite, avem la îndemână toate aceste posibilități să ne echilibrăm, să ducem o viață sănătoasă. Spune. Cine vrea să te contacteze 0747080328 238, așa, oricum este pe ecran numărul de telefon. Așteptăm de la cei care doresc să ia legătura cu tine să ne pună întrebări, să pună întrebări și pe la emisiune, chiar și în chatul emisiunii, sunt toate în comentarii, sunt toate datele de contact să te poată găsi. Îți mulțumesc tare mult, o emisiune extraordinară ca și data trecută cu foarte, foarte multă informație. Nu
Le spun încă o dată să nu uite să-și achiziționeze cartea. Nu este o carte care vă costă foarte mult, chiar costă puțin, dar este foarte importantă, da. Da, Raza Vindecătoare, și dacă mai avem un minut... Te rog! Am zis că la un moment dat o să îl invit pe Dragoș, pe băiatul meu, în emisiune, măcar pentru 10 minute, da, 15 minute, da. Povestească puțin, pentru că vorbeam, mai avem 5 minute, 2. Te rog! Vorbeam la un moment dat despre puterea imaginației și aș vrea la un moment dat să facem o emisiune care să vorbească despre credință, încredere și imaginație, pentru că sunt trei factori foarte importanți care pun în mișcare acest motor al energiei umane. La 17 ani, 18 cât are acum, Dragoș a scris, deja este la a doua ediție a acestei cărți, nu știu dacă se vede pe ecran, Sub lumina neagră a zilei. Dacă sunt curioși, o să vadă părerea despre puterea credinței și a rugăciunii a unui copil, practic, a unui tânăr de 17 ani, 18, care a scris, pornind de la legende populare și basme din culese din Munții Apuseni, a făcut o ficțiune de 300 de pagini, un roman, în care arată zbaterea, cum să spun, drama care trec anumiți preoți și călugări, care află, mă rog, că în noaptea de sânziene, o entitate numită Omul Negru, că îl cunoaștem din jocurile copilăriei și din poveștile bunicilor. Ora 1 a sosit Omul Negru, n-a venit și așa mai departe, până când așa. Acest Om Negru care comandă o întreagă hoardă de demoni. Practic sunt fricile, demonii cu care ne confruntăm. Și dacă sunt curioși, mai ales pentru tineri, și pentru, dar nu numai, să vadă cum scrie un băiat, de un tânăr de 18 ani, despre aceste probleme, cum se raportează la credință și cum oamenii își pot rezolva problemele acestea folosind credința și rugăciunea. Este foarte interesant. Bine, este o carte bisericească, este chiar un roman de acțiune în care sunt tot felul de întâmplări, care mai interesante, și un suspans de până la ultima pagină, aici nu dai seama ce se va întâmpla. Poate data viitoare avem norocul să-l prindem acasă și atunci... Da, acum o să găsească pe site, am pus și cărticica, cartea lui Dragoș, dacă vor dori, o să poată vedea, sau dacă sunt din străinătate și doresc să o citească în format electronic, și aceasta o pot descărca. Mm-hmm. Asta așa, ca paranteză, pentru că este foarte important să, la orice vârstă, să începem să ne raportăm la credință, la elementele acestea cosmice care ne susțin și care ne îngăduie viața. Așa este, mulțumesc tare mult! Mulțumesc dumneavoastră că a stat alături de noi. Până săptămâna viitoare, vă doresc să aveți fericire în suflet și putere în trup, să treceți cu bine peste săptămâna ce vine, o seară minunată. Mulțumesc încă o dată, Horațiu, o seară bună. Mulțumesc. La revedere. Bine v-am regăsit, oameni buni. Este prima filmare oficială de la mine de acasă. Vă invit la mine oricând să vedeți ceva cosmic, fiindcă cyberspace-ul meu, universul meu tehnologic, se mărește cu acest dispozitiv adus din cosmos. Nu este deloc o glumă, e vorba de o invenție rusească, militară, și vă spun de cosmonauți și de cosmos, fiindcă legendarul nostru cosmonaut, avem și noi românii un singur cosmonaut în persoana domnului Dumitru Prunaru, el prezintă acest aparat în România, el l-a adus, să spunem așa, și trebuie să avem toată încrederea. Nu numai atât, eu de când îl am, văd că merge exact cum ați mai citit sau și eu mai mă documentasem pe internet. Adică vă ajută foarte tare cu tot felul de bacterii, de mucegai, tot ceea ce aveți dumneavoastră prin casă, vă incomodează și nu știți cum să scăpați de aceste nenorociri. Asta în ceea ce privește aerul. Deci orice fel de noxe din aer, robotul ăsta deștept, să spunem așa, le rezolvă. Nu mai stați cu frică în vremurile astea tulburi, în care vă gândiți în fiecare moment că dumneavoastră sau membrii ai familiei dumneavoastră se pot îmbolnăvi oricând. Mai bine băgați în priză un imunocub
și scăpați de toate problemele. Și veți simți exact aerul ăla de munte puternic sau aerul de lângă briza mării și, de asemenea, gustul alimentelor atunci când folosiți imunocubul va fi gustul ăla de pe timpuri, atunci când totul mirosea bine, avea un gust frumos și viața era foarte, foarte frumoasă și mult mai relaxată decât astăzi. Pentru sănătatea și siguranța familiei mele, eu am ales imunocub. Nu ratați imunocub, fiindcă nici nu știți ce pierdeți.